În vreme ce PSD și PNL se ocărăsc și se tocmesc pentru ministere, dar intonează într-un glas, popește, pe nas. Nu tăiem salariile, nu dăm pe nimeni afară. În România se coace o bombă nucleară cu explozie întârziată. Bomba nu e pentru ca să se poată răspunde cu ea la una aruncată de Putin. Este făcută să distrugă România din temelii. Cine o fabrică? Statul român. Miezul în care deja s-a declanșat reacția în lanț sună așa. Gradul de alfabetizare pentru elevii români cu vârsta între 6 și 14 ani este 42% nefuncționali, 47% minim funcționali și restul de 11% funcționali, potrivit raportului național de literație. Ce înseamnă asta? Nimic altceva decât că majoritatea covârșitoare a oamenilor de mâine ai țării nu sunt în stare să înțeleagă un text, nu pot extrage idei din el, nu pot să-l rezume cu cuvintele lor. Ca să nu mai vorbim despre a compune un text. Adulții care vor rezulta din acești copii nu vor fi neapărat proști. Pot fi șmecheri, vicleni, abili. Gândirea lor va fi însă orientată exclusiv asupra intereselor personale, în primul rând materiale. Nu le va păsa câtuși de puțin de ceilalți, de societate, de valorile conviețuirii umane. Mulți dintre ei vor fi la 18 ani, după generațiile cu cheia de gât, generația cu cheia limuzinei de gât, cadou de majorat de la părinți. Sau o iau pe-a lui tata și intră în trafic cu droguri și alcool în cap. Această generație sălbatică nu va fi doar necultivată, ci și rea până la ticăloșie și irresponsabilă. Sunt actuali și viitori fani ai gibonilor Tate, căci neștirea influențează fundamental morala individului. Nu este exclus ca un om cu carte să fie mizerabil moral, dar probabilitatea ca un troglodit să fie un ticălos, o bestie, este uriașă. Dacă subsemnatul aș fi fost limitat în adolescență ca sursă de cunoaștere și formare la cei din anturajul meu, n-aș fi cel care sunt astăzi. Nu știu cum aș fi evoluat fără cărți, fără Caragiale, Eminescu, Arghezi, Maiorescu, fără Borges, Wells, Sabato, Poe, Lem. Cărțile mari sunt alte minți la care altfel nu ai acces. Mai mult decât a te informa, ele îți plămădesc o concepție despre lume și viață, un cofraj în care toate achizițiile cognitive se vor așeza într-o forma mentis organică. Generația sălbatică crește fără cărți. Ei se educă unii pe alții, pălăvrăgind prin viu grai predecesorul scrisului și cititului în istoria umană, sau cetuind pe net. Netoți ar putea fi numiți. Profesorii sunt primii reprezentanți ai autorităților pe care netoții, în plină dezvoltare, învață să-i disprețuiască și să-i agreseze, deocamdată cu mâinile și cuțitul. Nu văd cum generația aceasta ar putea fi creativă. Va fi mai degrabă performantă la a profita, a strica, a șterpeli, a se fofila, a trage în piept. Din minți înguste și actiate, din capete seci, nu răsare nou valoare, ci non-valoare. O să creeze inteligențele artificiale în locul lor. Nu știu dacă mai apuc să trăiesc în România generației netoților. Nu pot să nu mă gândesc însă la ce va fi,
sarabanda demonică a omorurilor comise de adolescenți în școli din Statele Unite a ajuns până la Belgrad, 9 oameni uciși de un elev de 14 ani. Mă întreb și vă rog să vă închipuiți răspunsul. Ce s-ar întâmpla în România dacă elevii și studenții ar avea acces la arme de toate calibrele? Până atunci, ascultați creștinilor, tineri și bătrânilor, nu tăiem salariile, nu dăm pe nimeni afară. Amin.